Bună seara și bine v-am regăsit la o ediție specială a emisiunii în profunzime. Stăm de vorba astăzi cu domnul Igor Grosu, care este candidat la funcția de prim-ministru, președinte interimar PAS. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și mersi, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Plăcere de mea! Am considerat că este cazul ca să facem o ediție specială, odată ce Curtea Constituțională a stabilit foarte clar că Decretul este constituțional, dumneavoastră sunteți singurul candidat în acest moment la funcția de prim-ministru, Ați făcut astăzi publică lista cabinetului. Înțeleg că există depus la Parlament și programul de guvernare, exact. din păcate noi nu l-am văzut încă, dar o să, o îl să fie discutăm. Afișat foarte curând. O să-l discutăm da. în această seară, atât cât este posibil. Să mi scoți și eu sunetul la telefon ca să nu ne deranjeze. Așadar, înțeleg că joi, este preconizată ziua votului sau nu? Cea mai apropiată zi, ziua de joi, joia e ziua Parlamentului, joi și vineri, haideți să zicem așa. Pot să vă spun în, cu certitudine că mâine va avea loc ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități, la orele 16. Voi, fi, voi participa la această ședință. Înțeleg că membrii Comisiei vor analiza dosarul prezentat de mine și vor pregăti un raport pentru ședința de plen. Așa. Și urmează deja biroul permanent a parlamentului. Se decidă ziua, în ziua ora da, în care noi ne vom prezenta în De fața ce ne măștri cu joi că de obicei joia este ședința parlamentului. Da, și joi este... Se... Mai sunt și vineri se... unele uh, exact. zile și. Nu, da, și sunt și serile, nopțile da, la Parlament în ultima vreme și mai nocturne. Da. Uh, am toate. văzut lista cabinetului, sunt acolo doar două modificări. Exact. Uh, înțeleg că. Le-ați făcut, de ce? Avem acum un carton cu componența guvernului. Am este ținut... vorba, schimbarea este la finanțe doamna Gavriliță, care anterior a fost propusă prin decret la funcția de prim-ministru și la agricultură domnul Bolea în locul domnului Luca. Da, deci eu am discutat, am avut o discuție cu doamna Gavriliță, am ținut foarte mult se rămână în garnitura guvernamentală, este un bun specialist în domeniul finanțelor, în domeniul proiectelor de investiție, a avut experiență guvernamentală în executiv în Republica Moldova, a muncit și în fonduri de dezvoltare în străinătate și pentru mine este important de ei să rămână și eu îi mulțumesc că a, a dat curs invitații. Domnul Bolea, colegul meu, Vladimir Bolea, care este foarte activ pe dimensiunea în domeniul agriculturii, a fost foarte implicat în tot ce se numește politici în domeniu și, a, chiar dacă nu a fost foarte vizibil, a fost omniprezent în tot dialogul cu fermierii, parcursul verii, toamnei, deci dânsul are memorie instituțională. Ce trebuie de făcut, cum trebuie de făcut și. Asta ultima... că a fost alegerea dumneavoastră, da? Da, eu am, am dorit aceste două modificări să le, să le operez și le mulțumesc colegilor că au acceptat invitația mea. Așa, dar am să vă întreb încă, încă ceva. Guvernul, practic, componența a rămas practic aceeași. De ce nu tot doamna Gabrieliță? Uh, cred că e bine să o întrebați pe doamna președintă. Uh, eu Pot să răspund de partea mea, că eu țin la doamna Gaveliță și de-aia am insistat dumnezei să rămână în garnitura guvernamentală. În rest, echipa rămâne, ați văzut, în mare parte este aceeași echipă, sunt oameni pe care eu îi cunosc cu care am interacționat și vorbesc aici și de domeniul educației și doamna Revencu și așa mai departe. Sunt colegi în care eu am încredere, îi cunosc și cu care o să facem echipă bună. Cum va vota PAS de această dată? Pentru că data trecută guvernul a venit în Parlament ca să ceară să nu fie votat. De această dată cu ce mesaj merge? Eu pot să vă spun la momentul actual că noi facem eu facturul fracțiunilor. Astăzi am avut o discuție foarte bună cu colegii de la Partidul Democrat, am mers la fracțiune, am discutat, le-am spus foarte franc în situația politică actuală ce avem de gând să facem, ce? că, ce? că, ce? că ce? suntem pregătiți pentru ambele scenarii. În cazul în care guvernul va fi votat, repede vom intra în acțiune, nu vom face pauze sau introduceri. În cazul în care nu va fi votat deja, vom intra pe altă pistă. Mâine voi continua discuțiile cu colegii de la platforma Da. Azi am avut o primă discuție, așa de tatonare, și am convenit pentru un format pentru ziua de mâine. Discuții prealabile am avut și cu Partidul Socialiștilor, da? azi am avut o ocazie să discut cu șeful fracțiunii și cu vicepreședintele Parlamentului după care cred că aici o să mă opresc. Cu... Deci pro Moldova, pentru Moldova, șor? Aici am să mă opresc, nu o să mai continu șirul consultărilor cu aceste formațiuni. De ce? Eu consider că cu celelalte formațiuni noi nu putem purta discuții din vari motive, inclusiv și din motivul evenimentului care s-a consumat ieri în Parlament, ați menționat dumneavoastră aici de ședințe nocturne și nu putem miza, hai să zic așa, pe votul unor formațiuni în care sunt astfel de, de persoane. Și cu trecutul care îl, îl au aici, n-am să intru în detalii, pentru că toată lumea înțelege despre ce este vorba. După care o să merg la, la forurile decizionale ale pasului, o să le prezint informația, pentru că ceea ce vrem noi să aflăm este cât de pregătite sau de dispuse sunt aceste formațiuni politice să puteze guvernul pe care am onoarea să-l să reprezint și în consecință la Consiliul Politic Național vom lua o decizie mergem cum ne poziționăm dar pot acum să vă spun că eu tratez cu foarte mare responsabilitate acest exercițiu eu înțeleg unde merg Colegii mei înțeleg în ce situație suntem și ce avem de făcut. Mergeți în Parlament să cereți vot? Da. Da? Să da fiți deci noi, noi mergem conștient în cazul în care parlamentarii, pentru că parla, Parlamentul acum este într-o dilemă la noi. Da? Pe fundalul tuturor discuțiilor care le-am avut noi până, până acum, și perioada lunii ianuarie și februarie. Anticipate sau Guvern Anticipate sau Guvern Acum, după a doua Rundă de, de negocieri De consultări, mai bine spus Eu am Fost desemnat în caritate de, de candidat Noi Parlamentarii da, Trebuie să dăm un răspuns foarte clar Fie Prin nevotare Să merge la Anticipate Iar în cazul în care vor Prevala să zic așa, prevala uh, numărul celor care uh, își doresc alegeri ceva mai departe, ca să nu spun unii, într-adevăr, își doresc chiar și în 2023, uh -huh. atunci, da, noi suntem gata să intrăm repede în acțiune. Așa. Uh, înțeleg că mesajul pasului se schimbă. De ce? Ce s-a întâmplat între timp de, de această dată, guvernul? Pas, da, propus de pas, vine în Parlament să ceară votul deputaților și nu mai vorbește despre, eu știu, speranța că nu va fi votat și astfel se declanșează alegerile anticipate, da, automat, imediat. Noi trebuie, în primul rând, să urmăm deciziile curții constituționale și dacă m-ați întrebat de ce azi am depus programul, nu e întâmplător noi. Am considerat da. că este corect. 23. Nu, nu este corect să așteptăm decizia curții condiționale și să nu forțăm, dar uh -huh. cumva să forțăm nota să... Și am zis, haideți să ascultăm, să o analizăm atent și după aia să facem, să facem mișcare. Așa, -am, am depus, așa cum am anunțat. Sigur că foarte important este situația pandemică și noi ne dăm bine seama de situația în care ne aflăm. Noi Așteptam și în continuare, așteptăm ca uh, guvernul în demisie, uh, după ultimele, hai să zic așa, flancări sau infuzii de secretari de stat, să, uh, să gestioneze mai bine situația. Din păcate, eu uh, nu văd la moment ca lucrurile să se schimbe datorită acestor infuzii de, de personal nou și așa mai departe. De aceea și situația ne impune să venim cu asemenea abordare și, cum am mai spus, în cazul în care vom fi votați, vom, ne vom asuma actul guvernamental și vom merge deodată cu acțiuni. Eu am, deja am, am rugat colegii să-și facă tema, să-și pregătească tema pentru acasă. Ei au deja o temă pentru acasă primită. Adică? Uh, Ține de primul nostru, prima noastră acțiune, vom face modificări la capitolul secretar de stat, reprezentanții guvernului în teritoriu și alte funcții de demnitate publică. Nu vom oferi termen sau da, de tranziție. Fiecare ministru are sarcina să aibă lista de remanieri pregătite, astfel ca la prima ședință, să facem remanierele necesare și să ne apucăm de treabă. Așa, este secretar de stat nu înseamnă o funcție politică. Secretarii de stat sunt politici. Secretarul Așa. general a unui minister da. nu este funcție nu politică. este, funcție este politică. Este, da, eu vorbesc de, de funcțiile politice. Secretarii generali, acolo unde sunt, ei vor. Asigura memoria instituțională a ministerilor, proceselor și așa mai departe. Așa. Încă un lucru vreau să vă întreb. Guvernul de a obținut zero voturi în Parlament. Practic, garnitura este aceeași. De ce credeți că de data aceasta va primi mai multe voturi, odată ce am văzut ce a fost data trecută în Parlament? Uh... O să vedem, n-a mai rămas mult timp, cred că sunt câteva zile și noi o să vedem ce o să se întâmple. Ce o să, dacă se va schimba ceva în atitudinea deputaților, eu pot să spun că, cumva, cunosc lucrurile și din interior, că vin din, din Parlament și acolo impresiile sunt împărțite, ca zic așa. Unii am impresia că sunt gata să voteze. Orice. Nu mai da. să nu vină Nu mai să anticipatele se transforme în da. um, zic, ordinare, da, la termen. Uh, alții uh, își doresc anticipate, de ce o să vedem până la probă. Am auzit, uh, spre exemplu, aceiași socialiști că nu sunt dispuși să, să acord acorde vot. Eu am considerat important să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să discut, pentru că, atenție, uh, noi cu toții știm ce decizii au fost luate în decembrie. Niște decizii nepopulare, în ce sens nepopulare, care ne-au blocat asistența noastră. Exact, externă. da, vă la legele acelea care și, au fost votate. Exact, prima. și eu folosesc acest exercițiu inclusiv pentru a discuta, pentru că în discuții private toți recunosc că a fost, au fost decizii cu tentă electorală, se pornea lumea la, la luptă, Asta a avut un impact și noi simțim impactul ăsta asupra finanțării din exterior, de care noi foarte mult avem nevoie. Și eu pot să vă dau ultimul, un ultim exemplu de lege, cum să zic vă total neinspirată, care în aparență s-ar părea că nu dar nu schimbă mare treabă, o inițiativă a unui coleg de la PSRM care revi, prin care se revin la gradele militare sovietice, sovietice da? Și noi am, eu fiind parte a Comisiei Securitate și Ordine Publică, Securitate Națională, am, am încercat să-l conving sau să zic, domnule, nu schimbă nimic, stimați coleg, de la asta polițistul nu, nu și face mai bine sau mai rău meseria. Haideți să vedem ceva în esență. Acum, chiar zilele trecute, doamna președintă a menționat că a avut un ecou și o repercusiune asupra unei tranșe de 21, pare mi se, milioane de euro de la, Această... de la Uniunea Europeană. Da? Pentru că noi am 5 ani de zile am implementat o reformă în Ministerul Apărării. Interne, vorbesc din Ministerul interne. interne, exact. Mm -hmm. Ca acum în 2021 să ne aducem aminte, domnule, că domnul comisar, dacă nu-i, asta e funcție, dacă îi spui, îi menționezi funcția, să-i spui domnul polițist cetățeanului da, se adresează, da, cumva da. îi afectează buna uh, desfășurare sau a activității lui. Deci, o, după mine, e un gest populist care mi mi-a ne mi costă scump. Plăcerea e cam scumpă. Uh, am văzut că domnul Plângău a, a avut o postare pe Facebook în care a scris că sunt niște zvonuri că unii socialiști sunt gata să voteze cabinetul Gros. Eu nu știu de care sunt sursele colegului plângău. Probabil și ei discută cu ei. Noi discutăm, n-am văzut acolo mare entuziasm pentru că. Da, dar, pe de altă parte, nici a... ei nu-și doresc acum anticipate și este evident. Asta Mesajul acesta îl tot vedem de ceva vreme. Da, deși inițial spuneau altceva, între timp și-au schimbat opțiunea? Aici e dilema lor, da? Pe de-o parte, probabil și-ar dori anticipate, dar în alte condiții. Pe de altă parte, înțeleg că, și eu le-am spus, le spun de fiecare dată la consultări colegilor din alte fracțiuni, că dacă cineva mizează pe faptul că cumva lucrurile vor degenera în, în țară, și va deconta numai un, un partid este o pistă greșită. Da, chiar am vrut dacă, să vă întreb. Dacă nu. Vor de, dacă lucrurile vor degenera și nu asta este interesul nostru, atunci vor deconta toți. Partea proastă că vor suferi, în primul rând, oamenii oamenii simpli. Ei, ei, oricum, sunt primii care suferă de fiecare de ce, dată. De aceea așa au loc întâlnirile astea, pentru că una e pe sticlă, fiecare încearcă cumva să-și poziționeze mesajul, să-și fidelizeze electoratul și altfel simți lucrurile când discuți cu, cu colegii în afara camerelor de luat de vedere. Da, uh... Adică, întrebarea următoare era de ce pas a ales să-și asume singur, de unul singur, guvernarea. Și nu ați apelat și la colegi, la cei din platforma DA, de exemplu. Poate altfel ar fi fost dialogul acesta. Decizia de desemnare a candidaturii mele, vă amintiți, probabil a fost într-o zi plină de evenimente. Da, noi ne-am pornit la consultări într-o situație politică, da, unde era o majoritate care avea un candidat, da, și la momentul când acea majoritate sau componentă să ne amintim să spunem este vorba despre doamna Durleștea, da, nu? da. în acea zi, în acea zi da. și în momentul când cei trei de la reprezentanța ai Partidului Socialiștilor erau la consultări cu doamna președinte, a făcut acel anunț. Da. da. Pe care și noi și toată lumea l-a aflat din, din, din presă. Din da. De sociale, pe da. De pe Facebook. De pe Facebook, da. E, și atunci, la finalul acestor întrevederi, am fost contactat de doamna președintă. Am deci, fost... e adevărat, ce spune domnul Litvinenko? Se afla lângă dumneavoastră, dumneavoastră așa a spus că era cu dumneavoastră și a da. aflat că doamna președinte vă sună să vă întrebe noi, dacă noi acceptați... Am rămas, bine, toată lumea a rămas surprinsă de, de anunțul care l-a făcut candidatul socialiștilor. Am primit acel apel, am fost întrebat, am fost invitat un scurt timp la președinție. Am avut o scurtă discuție și într-un final am acceptat știind că în cazul în care voi fi votat, da, dacă va fi acest sprijin, voi avea toată susținerea din partea doamnei președinte atunci când este vorba de interacțiunea cu factorul extern, relațiile noastre internaționale, pentru că președintele are un, un cuvânt de spus foarte serios în relațiile internaționale. Și uh, așa, am ajuns să ajung, așa am ajuns să fiu uh, candidat la funcția de primit. Așa, și decizia, de ce nu ați discutat și cu cei din PAS să uh, cooptați pe cineva, poate de acolo, din uh, platforma? Credeți-mă, nu prea am avut timp. Uh, am, uh, am considerat că ulterior o să discutăm, uh, o să încercăm să tatonăm să, să aceste, aceste lucruri. Uh, Într-un final, după câteva analize pe interior, s-a decis să-și asume pasul întreaga responsabilitate, cu toate riscurile, bineînțeles. Și spun lucrul ăsta pentru că când te pornești la o asemenea la un astfel de drum, trebuie să ai certitudinea că cei din preajmă sunt și rămân pe poziții. Și în cazul în care veți fi votat, cum vă imaginați activitatea Guvernului odată ce nu există o majoritate parlamentară care să vă sprijine, care să adopte legile necesare, care să facă ceea ce e nevoie pentru ca un Guvern să poată activa? Da, urmă. eu îmi dau bine seama în ce condiții o să activăm. În primul rând, o să vedem cine sunt cei care vor vota și cumva, prin mâna ridicată, vor avea și responsabilitatea față de votul oferit. Va fi acesta un vot dat pentru a-și păstra uh, fotoliu. fotoliu, mandatul, sau va fi un vot pentru, într-adevăr, pentru a gestiona situația, a debloca pandemică, a debloca finanțarea din exterior, a ajuta oamenii, angajații, care acum, în virtutea a crizii, suferă, o să, o să fie foarte clar. Uh, sigur că în cazul în care nu va fi acest sprijin sau se, va, se vor veni cu inițiative populiste din Parlament, noi bineînțeles că vom aviza negativ, uh, iar în cazul în care nu vor fi susținute inițiativele noastre, va trebui să recurgem la instrumentul asumării răspunderii. Și iarăși aici se va vedea dacă uh, Parlamentul sau acei, nu pot să spun majoritate, dar acei deputați care vor vota pentru guvern vor subscrie sau nu vor subscrie la acele activități. Pentru că noi, eu, îmi propun să vin în primul rând cu un pachet de măsuri pentru a ajuta oamenii. Și aici mă refer la cei care au pierdut locul de muncă, au pierdut venituri. Vorbim de Horeca, vorbim de fermieri, Sigur că, în primul rând, vom, ne vom axa pe vaccinare, pe campanie de vaccinare și aici o tema aparte. Da, am văzut cele trei priorități ale programului. De care noi nu suntem mulțumiți cum, se, cum derulează lucrurile, pentru că aici a fost, cum să zic eu, miza și am discutat și cu colegii de Partidul Socialiștilor. Domnule, haideți, după decizia care a dat-o Curtea Constituțională, prin care a permis să fie suplinite uh, pozițiile secretar de stat. Uh, un pic a trenat lucru, uh, lucrurile și noi chiar i-am rugat. Ok, e guvernul în de demisie, e obedient vouă. Poftim, folosiți ocazia, dați oameni în funcțiile astea cheie de Ministerul Sănătății. Deocamdată lucrurile nu, nu se conturează, noi nu vedem un progres în domeniul ăsta. Și în cazul în care vom fi votați, noi vom veni. Dar foarte... actualul guvern sau ce a rămas din el considerați că sabotează pe aloguri, da. Uh, nu că președint, pe președinte, El sabotează că președintele păi, Până ești, la urmă ceea ce vedem ești, în toată ești, această Situație este Și face bine meseria nu, ești... Vedem niște. Vedem că Maia Sandu de exemplu A preluat o bună parte din Ceea ce trebuia să facă guvernul Ne referim aici la vaccinare, aducerea vaccinurilor Și așa mai departe Și acum când este vorba despre O situație extrem de gravă în care ne aflăm da, Și luarea unor măsuri Vedem că ele totuși nu sunt Luate până la capăt de care... asta întreb. Da, noi observăm lucrul ăsta. Noi am observat lucrul ăsta nu doar în cazul vaccinării, gestionării pandemiei, pentru că noi chiar pot să spun cu toată sinceritatea. Doamna Sandu a avut o contribuție enormă. A negociat ca pe platforma COVAX în primul rând în Moldova, poate puțină lume cunoaște, dar a fost un moment foarte tensionat în care noi și încă două țări am fost scoase din lista, din topul listelor beneficiari, țări beneficiare și a, a, fost nevoie de intervenția de pentru a convinge partenerii că avem nevoie și să nu ne scoată din, din top, deci ea, primii am fost care am beneficiat. Acum că există, pare rău să spun, această gelozie Cine aduce primul și mai mult și mai bun și așa mai departe. Eu de fiecare dată le spun colegilor socialiști: aduceți dumneavoastră, domnule, aduceți sputnicul. Aduceți sputnicul și eu chiar vreau să aduc o citez o situație, că le-am spus, domnule, România a dat 200.000, aduceți și voi 200.000 de donații. Poftim, punem la dispoziția publicului, vedem da, că sunt diferite, cum să zic eu, interpretări. Cineva crede în Sputnik, cineva în Pfizer, cineva în AstraZeneca. Să avem o alegere și să vaccinăm cât mai mult. Deci asta trebuie să facem și să nu apară această... Deci există un sabotaj, asta e <coughs> da, a, a, sabotajul există. El, un alt exemplu pe care pot să-l spun aici, a fost în cazul Ajutorului donații cum de motorină pentru agricultori a trebuit, apropo domnul Bolea, Vladimir, la rugămintea mea a fost conectat permanent la acest proces. Donația trebuit, din partea României. De, donația din partea României să, a fost un proces de elaborare a unui regulament, criterii, cine este mm -hmm. eligibil, cine nu este eligibil. Și personal l-am rugat pe domnul Bolea să fie permanent conectat la acest proces, să țină degetul pe... Pe puls, ne asigurăm că lucrurile merg. Dar ce nu a fost în regulă? Ce... Păi e tot felul de tergiversări, amânări, discuții cine sunt eligibili. Noi am insistat și am obținut să nu beneficieze granzii, cei care au suprafeții mii și mii de hectare, dar să beneficieze în primul rând cei mijlocii mici care. Au, au, fost afectați sau sunt, au suprafețe mici. Deci aici a fost, cum zic eu, rezistența birocraților versus beneficiul care trebuie să-l primească agricultorii. Deci lucrurile astea se întâmplă și nu numai acolo și, în, și la interne și în altă parte. De ce? Da, sabotaj este, din păcate. Eu am menționat că mai au loc ședințe de este așa nocturni, cum le spuneți dumneavoastră sau uh -huh. pe -ascuns, da, în care primesc indicații sau nu primesc indicații. Ministerul Educației, da, au sunt procese care sunt oprite, au fost intenționat oprite proiecte cu finanțare de la Banca Mondială care au fost schimbat în managementul proiectului și acum în dorința de a deconecta pe cineva de la gestionarea acestor proiecte, riscăm să ducem la blocarea finanțării pe aceste adică proiecte. Dar au loc întâlniri între ministri sau secretari de stat din diferite ministerii și. Cine? Și PSRM. A, și SRM. Da, și liderul lor, Igor Dodon, că nu vorbim despre altcineva. Acestea sunt întâlnirile nocturne despre Nocturne, mai așa, mai ferite de ochii o... Lomii. lumii. și așa mai departe. Poftim, dacă avem de discutat ceva, să fie pe platforma parlamentară, dacă nu pe platformă guvernamentală. Nu vreți la președinții? Haideți să ne întrunim la Parlament, să vedem cu ce vă putem ajuta. S-a reușit cu simplificarea procedurii de achiziții, de vaccin. Am zis, haideți să modificăm legea și să dăm voi într-o procedură mai simplificată, să, să, să achiziționăm, să aducem. S-a da. putut. P Propun să luăm o pauză pentru publicitate și ne întoarcem cu să discutăm despre programul de guvernare și așteptările pe care le aveți. Publicitate! Continuăm. Discuția spuneam înainte de pauză că vom vorbi despre prioritățile programului de guvernare, denumit Moldova Sănătoasă. Da. Așa. De ce Moldova Sănătoasă? Pentru că suntem în pandemie și A. azi ca niciodată, cred că, expresia sănătate, să fiți sănătoși, este foarte actuală, dacă ceva timp în urmă cumva era așa banală și... Golit de conținut, acum chiar este. Da, nevoie acum deja lumea mai apreciază sănătatea. sănătate și e cel grijă, mai, cea mai scumpă urare. Absolut. Da. Uh, unu, pentru că vom trece în revistă lucrurile pe care le-ați anunțat deja, sigur nu ne putem opri asupra întregului program, îl vom uh, auzi desfășurat în Parlament. Gestionarea crizei economice și acelei pandemice este cea mai importantă, prioritatea zero ați anunțat-o. Uh -huh. uh, ne oprim și fac trimiterea un pic și la întrebări de pe Facebook, pe care le am primit după amiază. Când vorbim despre criza economică, întreabă cineva cum vedeți dumneavoastră ridicarea nivelului de trai al a populației, principalele pârghii. ca să nu foarte pe scurt. Da, eu în program o să găsiți se numește un pachet anticriză, da? uh -huh. Costul acestui pachet este 11 miliarde lei cam 5% din produsul intern brut. Bani care sunt. întrebarea care firească care apare de unde luăm banii ăștia? Exact. Da. Deci primul lucru noi trebuie să luăm legea bugetului care a fost votată de majoritatea parlamentară în, așa în fugă în decembrie și să o luăm așa să o trecem capitol cu capitol să oprim să da, punem pauză sau să reconsiderăm acele acele cheltuieli care au fost bugetate atunci și noi avem foarte multe cheltuieli de este irelevante care nu sunt prioritare la moment, gen achiziții de automobile, de echipamente, vă dau un exemplu, numai la fisc, da, serviciu fiscal, reparații de vreo 50 de milioane, achiziții de echipamente la Ministerul de Interne, vreo 15-20 de milioane. Și tot așa, tot așa, dacă luăm, și noi am făcut exercițiul ăsta, am rugat colegii, deci reconsiderarea cheltuielilor din, din buget. 2. Folosirea rațională a proiectelor care sunt în desfășurare, da? să ne asigurăm că ele într-adevăr sunt valorificate eficient. Și 3. Nu în ultimul rând, atragerea asistenței externe, ieftine, pentru necesitățile noastre. Deci, astea sunt trei surse. Acum, sigur că primul lucru, primul beneficiar a acestui pachet anticriză trebuie să fie domeniul sănătății. Și aici. Urgent, o să alocăm, deja au fost alocate prin hotărârea Parlamentului 137 milioane lei pentru vaccin. Este prima alocare. Să avem grijă că nu sunt scheme și acolo, pentru că planează interese. Da, și platforma da tras atenția asupra acestui. Noi cunoaștem și noi că cineva încearcă să promoveze niște firme, firme care au mai fost implicate și în alte și anul trecut în achiziții de echipamente și consumabile mm. și așa mai departe. O altă direcție va fi susținerea susținerea celor care și-au pierdut veniturile sau, spre exemplu, dacă vorbim de oameni care și-au pierdut locul de muncă, liber, liberii profesioniști, cei din, din alte domenii, să putem oferi cel puțin 1000 de lei pe săptămână în cazul în care și-au pierdut locul de muncă și lucrul ăsta trebuie făcut. Uh -huh. Noi nu inventăm bicicleta, lucrul ăsta au făcut vecinii noștri da. și au făcut-o cu mai mult succes să majorăm fondul de subvenționare în agricultură. Noi ne propunem să-l ridicăm la un miliard jumate de lei, acum e unul întreg și unul miliarde. Să majorăm fondul de garantarea creditelor pentru business, pentru afaceri, pentru ca întreprinzătorii noștri să aibă fonduri circulante, să poată folosi creditele mai ușor, să acceseze creditele de la bănci. Uh, sigur că uh, astea sunt așa, repede, uh, câteva acțiuni pe care noi le, -le propunem uh -huh. pentru a, uh -huh. pe de-o parte, în domeniul Horeca, spre exemplu, care a fost foarte afectată, da? uh, și face, este face și este în continuare, mii, mii, mi milă de oameni aceștia că da. fac un efort extraordinar da. exact. și eu mă uit cum se, cum încearcă ei să adapteze uh, afacerea, business și aici sunt, pe lângă uh, facilitățile financiare, noi o să venim și cu facilități de ordine administrativ. Pentru că fiscul nu trebuie să fie să înceteze a mai fi acea instituție care vine și caută nod în papor și nu poate pleca până nu pune o amendă, măcar modică, acolo. Uh -huh. Deci o schimbare de, de atitudine. Și tot așa, tot așa, pentru da, fiecare... Turism, arend, transport și așa mai e, departe. Turism, sunt transport, se, aceleași de facilități la arenda spațiilor, pentru că aceeași corecă, alți agenți economici închiriază. Da. În cazul în care este vorba de închiriere, spre exemplu, de la, din spații care țin de domeniul public, de instituții publice, deci aici noi putem interveni și veni cu niște facilități pentru a mâna... A uh, modifica uh, costul arendei astfel ca să le dăm un respiro în această perioadă complicată pentru a uh, își putea menține oamenii în, uh, să, în cazul celor care vor investi, reinvesti venitul. Deci, iarăși, facilități pentru ei și tot așa și tot așa. Deci, asta e pachetul de 11 <coughs> miliarde de lei pe care noi vrem să-l alocăm pentru, pentru, a susține oamenii și nu numai sectorul privat, dar și, cum am spus, pentru a compensa salariile pierdute, locul de muncă pierdut a, a, cetățenilor noștri. În cazul în care veți fi votat, luați în calcul să veniți în Parlament cu propunerea de a se institui lockdown? Primul lucru care am să-l fac este să mă asigur, să ne asigurăm că toate deciziile care țin de domeniul restricțiilor, pandemii și așa mai departe, vor fi luate în baza evidenților și propunerilor specialiștilor în domeniu. Deci asta, păi, se, asta am, să ne asigurăm. Am pentru că, că eu că, eu vreau să vă <coughs> spun că eu am asistat la o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, Suprem de securitate da. și eu am văzut, scuzați-mă, două lumi. Da? Niște specialiști în domeniu, timorați, da? care spunea, știți, noi suntem în cod roșu. Da? Și politicieni sau demnitari publici care spuneau, domnule, dar nu chiar așa e de rău, cum spuneți dumneavoastră. Un funcționar, un demnitar spunea că, știți, era perioada aceea când lumea spunea, sunt cozi cu ambulanțe la instituțiile exact. da, COVID. La care ala, un funcționar spunea, dar nu mai sunt de trei zile cozi. Și eu chiar am simțit nevoia să intervin și rog să rog pe medici să-i spună: fiți, vă rog, mai curajoși. Spuneți care sunt acțiunile pe care trebuie noi, politicienii, da, să le întreprindem. Deci, asta eu ce. A fost atitudinea față de ei înainte și. Exact. Ei deci, eu ies ce din ce, ce vreau să, să fac imediat este ca vocea acestor oameni să fie auzită de politicieni. Și dacă uh, va fi nevoie de venit cu niște măsuri mai stricte. Mai necesare, deci eu o să mi le asum. Și aici nu trebuie de inventat nimic. Bunoară, cum procedează Bucureștiu? Chievul, exact, da, da. Bucureștiu, Chievul, țările europene, dacă, <coughs> pe exemplu, să interzice circulația pe timp din noapte, păi să interzice circulația pe timp de noapte, dacă localurile, și aici țin minte discuția cu ministrul de interne, spunea, domnule, noi ce să le facem că ei. Îi intră în local și la orele 22 nu pleacă. Uh -huh. Și nouă ne spun domnule, dar noi e aici, pur și simplu ne aflăm aici. Nu există, pur și simplu ne aflăm aici. Ori e stat, ori sunt niște reguli pe care noi le votăm, le aprobăm, guvern, parlament și sunt instituții care se duce, îl avertizează odată, a doua oară, dacă nu... Trebuie să aplicăm legea. Da, până la urmă, oricum, Parlamentul ia decizia finală de a institui aceste restricții, restricții. sau nu. Și veți avea nevoie de sprijin Da, eu parlament. am să merg în Parlament, am să prezint uh, argumentele, uh, dovezile, am să cer, în cazul în care situația o să se complice, o să cer lucrul ăsta, uh, o să da, prezint dar, și alte experiențe. Cum ar arăta situația care să se complice, pentru că în acest moment noi avem o situație uh, catastrofală? Noi chiar avem o situație extrem de dificilă. Sunt de acord. Eu, cum zic eu, amintind iarăși ultima ședință a Consiliului Suprem. de Securitate, a fost și acolo discuția, domnule, luăm atitudine față de sectorul, de instituții de învățământ sau nu. Au zis, nu, le lăsăm să funcționeze. Ei, peste două zile, da. au zis că merg numai picii, treapta primară. Peste două zile eu că nu, 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 că e problemă. vorbesc de chișinău. Haideți să să i trecem la online. Acum acești trebuie să facă ministerul sau noi ca guvern, este foarte repede. 4 4.000 și ceva de copii care nu au acces la internet. La internet sau nu Cum au nu au, deci, da, care alocăm, da, care din, nu au device-uri. Deci e simplu. care alocăm, da, din alocăm modificăm legea bugetului, alocăm urgent. Pentru astfel de device-uri, de care e nevoie, și dăm copiilor astea. Deci asta trebuie de făcut, fără nicio, cum zic eu, reținere, dar în timpuri grele trebuie să vii cu metode și cu acțiuni foarte, foarte hotărâte. În ceea ce privește... Oamenii o să aprecieze, pentru că dacă vii, aici e, cum zic eu, nu că e dilema, dar aici e abordarea corectă când vii la om și spui nu fă aia, nu circula pe acolo, nu intra pe dincolo, fără a compensa, fără a... Îi spui, domnule, nu trecem la instruirea online și pot să înțeleg pe, pe, pe părinți. Tatăl mi-l trece la instruirea online, dar eu nu Eu trebuie pot... să stau acasă cu copilul. Ori eu trebuie să stau acasă, ori eu -am, să cumpăr, am trei copii, să le cumpăr la fiecare câte un, câte da, un instrument. Aici, în deci, într să să foarte multe lucruri care <coughs> Deci, cum spuneam, trebuie hotărât să mergi, da, sunt riscuri, cineva poate să supere, dar aici mă adresez către clasa politică. Dacă cineva se gândește că o să deconteze numai un partid și altul nu, cred că se greșesc, o să decontăm toți, toți, dacă nu o să ne mobilizăm și nu o să ajutăm Cetățenii în aceste clipi complicate. Da, sunt convinsă că v-ați gândit la campania de vaccinare și aveți prevederi în, în program ca să răspundem măcar la întrebările care sunt pe Facebook. Conform programului, când ajung să fie vaccinați pensionarii? Pensionarii deja sunt în etapa, deci etapa acum care e în, în desfășurare, e pentru pensionari și. Aici noi avem o situație așa mai din datele care am, le am eu la moment. Ce a început campania uh, de vaccinare da, pentru pensionari. următoarea grupă, da, de risc sau cei care sunt vizați, sunt pensionari uh -huh. cu, cu morbidități și așa mai departe. Deci noi la moment din păcate avem doar 21.000 de oameni de persoane vaccinate. 36.000 au fost distribuite de vaccinuri în uh -huh. teritoriu și azi au mai mers încă 24 spre distribuție. Problema care o văd eu, pentru că, bine, este problema ca să aduci vaccin, problema cu valorificarea vaccinului care este. Exact. Și am văzut niște statistici, raioane în care 10 oameni s-au vaccinat. 10. Da, și asta este o da. problemă și asta... legată de campanie de vaccinare. Oamenii și, nu înțeleg... Și inteleg... de campanii și de atitudine irresponsabilă a unor politicieni care tirajează și speculează că bă, vaccinul ăsta e așa și pe dincolo, cumva să-l favorizeze pe, pe celălalt. Deci aia și spuneam, domnule, a dat România 200.000, Aduceți și voi 200 de mii. aduceți 300 de mii și arătați că sunteți mai... Da, aduceți o mie, dar aduceți. Da, aduceți, da, da adevărat, că, aici că unii o să-și vaccineze, așa administreze unii și altă alta. Uh, și încă ceva, uh, eu consider că în situațiile în care avem vaccin într-o, nu știu, într-o instituție de sănătate, uh, institutul oncologic am înțeles că este o reticiență acolo, Dom'le, trebuie luat de acolo, da. trebuie vaccinul ăla luat de acolo și dat, altora, și dat în altă parte. Și dat la, dacă da. sunt din păcate medici care nu vor sau au rezerve și se tem, dăm la alții. Da. Instituim Tribunalul un sistem după modelul, modelul român de uh, înscriere, da, de programare. Da. Cetățenii nu știu ce fac. Nu o să ne aștepte pe noi până noi o să facem. Merg în România. Și nu asta este le... în plină desfășurare. Și în plină desfășurare. Păcat modalitate. costurile sunt mai mari. Deci noi... Trebuie să aducem vaccin și să organizăm cât mai repede procesul aici. Da, uh, Tribunalul Anticorupție se regăsește în programul dumneavoastră? E uh, un angajament al nostru, deci noi ne propunem să reformăm uh, Procuratura Anticorupție, să reformăm CNA-ul, să avem un tribunal pentru uh, cazurile de corupție mare, pentru că problema acestei țări este impunitatea. Uh, sentimentul hoților, că ei niciodată nu vor ajunge să fie pidepsiți. Asta demoralizează și demotivează tot. Unul care, țineți minte, faimosul caz cu doi harbuji vreo trei ani în urmă, doi harbuși furați de pe marginea drumului, și om a ajuns condamnat versus cazuri de rezonanță. Da. da, noi ne propunem lucrul ăsta foarte cutărât, o să venim în Parlament, dar noi știm că asta presupune și modificări la Constituție, Vom merge în Parlament, vom argumenta. Am văzut demersul Procurorului General de ieri seara. Da, uh -huh. ieri s-a consumat un eveniment. Sper și am adresat întrebarea asta a domnului Procuror General că noi am mai avut o experiență cu trei imunități ridicate. Dacă nu o să se întâmple și de data asta același lucru. Deci, așteptările sunt foarte mari și noi. Guvernul, dacă voi avea onoarea să-l conduc, va oferi toată asistența, că e vorba de reprezentarea statului, că e vorba de furnizare de informații din partea instituțiilor statului care au fost implicate într-un fel sau altul, vom oferi toată asistența instituțiilor de drept, astfel ca să ajungem să avem justiție în Republica. Da, aseară am văzut că doi deputați din Partidul Ușor au rămas fără imunitate. Unul este cercetat în dosarul concesionarii aeroportului, aeroportului, celălalt este cercetat în dosarul furtului miliardului. Cel mai interesant este că după șapte, no, ambia ani, acolo, ambia... după șapte ani de când s-au comis aceste, sau ei sunt acuzați că ar fi participat la comiterea acestor infracțiuni, se fac niște percheziții. Și la fel de interesant este că perchezițiile se fac după ce deputații au aflat că le se va întâmpla ceva. Eu foarte mult... Bine, că noi am avut o discuție în plen și înțelegem că... Asta ni s-a lăsat de înțeles, că procurorii au și alte dovezi, alte... Alte da, întrebări, am văzut, întrebări am... la care acești doi colegi din Parlament urmează să răspundă. Da, acum trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem după pauză să vedem cum ajungem la anticipate, pentru că Haideți. anticipatele era a treia prioritate, după am spus gestionarea crizei economice și pandemice și curățarea instituțiilor statului de oameni corupți. Înțeleg că ați pronunțat numele câtorva instituții. Da. Cum anume veți face acest lucru, la fel este. Uh, cum anume veți curăța aceste instituții. Publicitate. Continuăm discuția. Vorbeam despre anticipate. Uh, dacă nu va fi votat guvernul, e clar. Asta se consideră a fi a doua tentativă eșuată și. Președintele se duce la curte și se uh, declanșează procesul de alegere anticipate. Cam când ar putea să aibă loc, după părerea noastră? Uh, eu nu vreau să menționez o dată, deși se discută, noi am avut discuții, trebuie să recunosc, cu platforma parlamentară. Uh, unii optează, noi optăm pentru vară, pentru perioada caldă anului și avem cumva la bază, nu cumva, avem la bază evaluările și specialiștilor care spun că vara. Va, e va descrește, uh -huh. da? Va uh, da? Va reveni în perioada a anului atunci când uh, virozele uh -huh. sezoniere uh -huh. cumva o să suprapună uh -huh. asupra pandemiei și cu, o să acutizeze. Deci de-aia și noi și optăm pentru perioada caldă anului Unii colegi optează pentru toamnă, uh, târzie și așa mai departe, alții nu ascund uh, că ar, ar vrea să fie așa, hăt, în 2023. Uh, în cazul în care tentativa eșuează, da, noi va trebui să. Uh, Președintele, probabil, va trebui să adreseze curții constituționale exact, așa. Să, ca curtea să pronunță dacă sunt condițiile, sunt da. întrunite condițiile legale pentru dizolvarea Parlamentului. Probabil va avea loc încă o rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a stabili. O dată, uh -huh. da. aici noi uh, insistăm, lucrurile cumva să fie previzibile. Deci, da. pasă-și dorește în vară. Deci noi ne dorim, noi ni dorim, noi ni dorim în, în vorba de iunie, iulie, aici... În perioada de concedie, Eu cred că în situația în care ne aflăm noi, mulți doritori de a, de a, pleca, de a pleca nu o să da. fie. Și cine știe va, cum trebui, va, fi? va Poate trebui, cum va trebui să... avea nevoie da. și de pașaportul Și va trebui să, cumva, să explorăm, dacă doriți, lucrurile frumoase mm -hmm. din Republica Moldova. Da. E Așa important cum am făcut și anul trecut. Da. Să fim sănătoși și eu mi chiar m-a atras atenția zilele astea, apropo la polemica, e bine să faci alegeri, nu e bine să faci alegeri anticipate. Și dacă nu greșesc, Olanda, Bulgaria, a fost un anunț din Armenia că au decis alegeri anticipate. Și să nu uităm că și noi avem pe teritoriul Republicii Moldova niște alegeri. Și vorba de alegerile din, dacă nu greșesc eu, în aprilie-mai în UTA-Găgăuzie, adunarea de, populară, da, da? da? Sigur că uh, lucrurile trebuie făcute atent, uh, să vaccinăm funcționarii electorali, să păstrăm uh, toate restricțiile și, bineînțeles, să trebuie de ținut cont de, uh, de val, da? Dacă o să fie situația uh, mai complicată, bineînțeles că nu o să faci. Uh, va trebui să... Să cauți o altă dată, o altă perioadă. Dar, dar pentru toamnă, pentru noi... cine sunt socialiștii care își doresc în toamnă? Uh, bine, la așa soci... erau ultimele... La socialiști, la socialiști exista și opțiunea de toamnă, dar am înțeles că există și o marjă de flexibilitate. Uh, iarăși, uh, din ceea ce ne-au transmis uh, în discuții e că să se țină cont de situația pandemică și noi aici am fost de acord. Da, și spuneam, haideți să ne mobilizăm toți, pentru că acum, când, dacă revenim la vaccin, faci licitații, nu stai acasă și aștepți, domnule, până o să aplici Johnson Johnson sau Sputnik sau pfizer -ul. Deci, noi trebuie să batem la aceste companii, spunem, până ziua, alo, Moldova aici, putem cumpăra de la dumneavoastră, procura un lot de vaccin și așa mai departe. Deci, lucrurile trebuie să fie făcute proactiv pentru a vaccina populația, a pregăti oamenii și lucrurile așa, cum a spus, fie ar fi previzibile. Care ar fi septembrie, octombrie? Eu uh, vă spun poziția pas. Noi nu optăm pentru toamnă dintr-un considerent foarte practic. Nu ține de pandemie, dar ține de uh, niște termeni care pot afecta procesul de deblocare a finanțării, finanțării din exterior. exterior. Uh -huh. Și aici e vorba de fondul monetar, și e vorba de Uniunea Europeană. De... Da. Deci, noi trebuie să ne încadrăm în uh, într-un calendar, ca zic, uh, unde și la FMI, și la uh, și în Uniunea Europeană, Comisia Europeană, să iau niște decizii și trebuie să vii la aceste negocieri cu un guvern funcțional, unul, doi, și cu niște angajamente clare, îndeplinite. Uh -huh. Și când spun de angajamente, aici, dacă vorbesc de Parlament, care sunt parlamentari, sunt niște legi care noi ne-am Asta ne înseamnă că un guvern minoritar pe care îl veți reprezenta în cazul în care veți fi votat, da? uh -huh. nu întrunește condițiile pentru deblocarea. Nu, întrunește, dar noi uh, avem, cum zic, o să avem un instrument care o să uh -huh. meargă la negocieri, guvernul, uh -huh. un guvern potențial. dar acest guvern trebuie să vină cu angajamentele tema pentru acasă îndeplinită. Așa, de Ce aceea aici... insistați pe vară. De aceea noi, noi insistăm pe vară din punct de vedere și pandemic pentru că o să fie și ne spun că o să fie o discreștere uh -huh. și doi o să reușim să pregătim tema pentru acasă, să dăm un guvern funcțional, să modificăm sau să aprobăm acele legi sau să anulăm acele legi nefericite adoptate în decembrie pentru a putea atrage banii necesari, ieftini, uh -huh. de care are nevoie țara. Uh, dacă, dacă veți fi votat, cum se declanșează anticipatele? Bună întrebare, dar și aici momentul adevărului va fi atunci când noi vom veni cu proiectele de legi în Parlament, necesare, fie că este pachetul anticriză, fie că sunt acțiuni mai puțin populare, cei țin de reforma justiției, și aici Maria sa, alesul poporului, va trebui să decidă fie acceptă asumarea răspundei din partea guvernului, fie demite guvernul. Și atunci ajungi iarăși în situația de a, a, a reapare pe ordine de zi subiectul anticipatelor, dar noi, repet, a, mergem în acest exercițiu fiind pregătiți pentru ambele scenarii. Fie care, votați, este, care este senzația pe care o aveți totuși? Ați avut discuții cu colegii, chiar dacă nu acele consultări, da, în calitate de premier desemnat. Totuși, ce vă spune? Senzația este împărțită. Unii își doresc sincer, alții mai puțin își doresc. Încearcă să amâne inevitabilul, da? Noi încercăm să argumentăm că această amânare poate să ne coste. Noi acceptăm faptul că trebuie să aibă loc alegerile într-un climat normal predictibil, să ținem cont și de situația pandemică, dar să ții acest Parlament până în 2023 este păcat și de asta o să suferi țara. Pentru că nu este problema în guvern, poți să ai un guvern foarte bun, foarte profesionist, dar problema acestei țări rămâne a fi Parlamentul, nu toți parlamentarii, dar cei care s-au tranzacționat, s-au vândut, s-au corupt și așa mai departe. Da. De uh, asta credeți că, în cazul anticipatelor, situația în Parlament se va schimba radical? Facem trimitere la niște de sondaje și vedem că, de fapt, nu este chiar așa, și uh, Partidul Șor are șanse să acceadă în Parlament, da? Partidul despre eu, care am eu vorbit. Eu cred că orice uh, alt Parlament, decât acesta care e produsul sistemului mixt, votat de placutniu Dodon, o să fie un Parlament mai bun. Iar către cei uh, din. Uh, opoziția parlamentară, extraparlamentară, care se uită în sondaje și cumva se, cum zic eu, eu le propun să se mobilizeze, să margă, să-și consolideze echipele, să se pregătească pentru campanie electorală, să-și reconsidere mesajele. Vă referiți la colegii din platforma, Com da? Eu mă refer la toți. Mm -hmm. uh, mesajele, comportamentul, relația cu partenerii pe de spectru politic și așa mai departe. Pentru că sondajul este fotografia la zi. Noi am văzut sondajul Sunt sond... tendințele care sunt într-o anumită perioadă, dar, dar pe de altă în 3 -4 parte, în 3-4 luni situația poate fi total diferită de cea este depinde de noi, politicienii cum ni vom comporta, cum vom, ni vom poziționa și care să fie prestația noastră. Este puțin probabil uh, ca un singur partid să obțină majoritatea în viitorul parlament. Categoric, eu nu deci, cred. oricum, că... trebuie să vedeți într-o într alianță. Da. Și atunci, dacă avem PSRM și Partidul Ușor, așa cum ne-am uitat pe niște sondaje, atunci care Eu sper e? că o să fie și alte partide și sunt sigur că o să fie și partide pro-europene. Partidul nostru noi, a mai văzut cu care platforma, noi, a da, cu mici șanse. Deci noi foarte mult ne dorim să ajungă și unioniști și alte partide pro-europene în Parlament. O să ne ajutăm reciproc, o să facem, nu știu, coordonăm eforturile atunci când va fi vorba de securizarea votului și vom. Da, în Republica Moldova trebuie, este timpul să ne învățăm să guvernăm în coaliții, partidii care vor avea. Dar admiteți o coaliție cu Partidul Socialiștilor? Deci eu admit coaliții cu partidele pro-europene și cu cei care vor subscrie la prioritățile noastre. Uh -huh. integrare europeană, combaterea corupției, gestionarea pandemiei și așa mai departe. Da, mai aveam niște întrebări, dar înțeleg că deja ne am depășit timpul. În cazul anticipatelor, o să merg departe, dar nu pot să nu vă întreb. Uh -huh. Înțeleg că dumneavoastră veți fi candidatul pas la funcția de premier și ulterior, în cazul în care uh, sondajele arată așa cum sunt. Să ajungem sănătoși, da, să, să fim noi sănătoși, să gestionăm mai bine situația pandemică, să vedem că valul scade, că mai multă lume este vaccinată și la timp potrivit o să luăm decizia în forurile noastre politice. Eu sunt om de echipă și indiferent care o să fie decizia, o să rămân în echipă. Pasul va merge de unul singur la alegeri? Sunt convins că la... s-a discutat deja această situație. Da, la moment anticipate. decizia sau spiritul, ca zic așa, dispoziția în partid este de a merge, merge de unii singuri. Că o să revenim noi la discuția asta sau nu, mă rog, o să decidem deschiși suntem pentru discuții, pentru lumii nouă, bună și așa mai departe. La moment, decizia este de a merge separat. Relația cu platforma, da, este poate fi eu știu, reparată sau nu rată, este sau cea arzi mai... Suntem la... Nu, nu e cazul nostru să ardem podurile. Dacă ardeam podurile, cei care ar podurile nu au... nu trebuie să facă politică. Noi... Am avut și noi și avem și noi motivi să fim supărați, dar am zis că nu este cazul. O să discutăm în continuare, uneori discutăm în contradictoriu, dar noi, experiența noastră din alegerile prezidențiale au arătat că strategia pe care am abordat-o noi a fost corectă și îndemn pe această ocazie toți partenerii, colegii de pe centru dreapta să păstrăm decența, să lăsăm loc de bună ziua și să ne susținem reciproc în demersul nostru numai așa o să putem o să putem înregistra rezultate bune Vă mulțumesc foarte mult pentru Eu participare la emisiunea noastră și vă doresc succes în Parlament, indiferent care este rezultatul, înțeleg că pentru dumneavoastră oricum va fi un succes e, Sau așa sau așa, dacă voi fi, vota, voi fi votat, merg la muncă da? și cu, o să avem ocazie să mai discutăm ce merge, ce nu merge acolo da, o să fim vocali, Sigur? o să comunicăm. Da. Dacă nu, mergem la anticipate. Da. Mulțumim foarte mult. Plăcerea mea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne ați urmărit la această ediție specială a emisiunii în profunzime. Ne vedem joi. Vă doresc o seară liniștită.